Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 12 aprilie. Îți reamintesc, a apărut horoscopul ultra detaliat al lunii aprilie pe Vimeo sau, dacă dorești să-l achiziționezi direct de la mine, îmi poți scrie pe adresa contact@astrologalexandracoman.com. Apoi, astăzi este o zi importantă, bine, e o zi importantă pentru că este ziua mea, mulțumesc pentru mesaje tuturor, mi-ați scris, deci ați început să-mi scrieți încă de sâmbătă. Sunt foarte recunoscătoare tuturor celor care mi-ați scris pe Facebook, pe WhatsApp, pe e-mail, deci mulțumiri. Și spuneam, este o zi specială din două motive, ziua mea, dar și mai este luna nouă în Berbec, este... prima lună nouă în Berbec, deci n-are cum să mai fie încă o dată în Berbec anului, dar este prima lună a nouă după echinocțiul de primăvară și este considerată a fi cea mai benefică lună nouă a anului și urmărește filmarea dedicată acestui eveniment pentru că vei afla toate răspunsurile la întrebările tale de ce această lună este atât de importantă. Și acum trecem la horoscopul zilei de astăzi. Nu înainte de a-ți reaminti să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări. Să începem. Berbecul, ascendentul pe Berbec și cei care au luna natală în semnul Berbecului. Astăzi luna nouă îți deschide drumurile. E o zi bună să îți stabilești intențiile, să te întrebi ce vrei să faci cu viața ta, care este drumul pe care vrei să apuci de acum încolo. Și este o zi în care te poți ocupa de tine foarte mult grație tranzitului planetei Venus prin semnul tău zodiacal. Ea și mai continuă tranzitul în următoarele zile, dar astăzi fiind și luna nouă, putem spune că te ajută foarte mult să începi ceva legat de tine. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi, Taurii sunt puțin mai imprevizibili decât de obicei. Uranus și Luna se vor întâlni la un moment dat pe cer, pe seară, după ora României. Și întâlnindu-se pe cer, vor da naștere la reacții surpriză din partea taurilor. Deci va trebui să fii foarte atentă sau atent cu implicațiile conexe ale reacțiilor tale de astăzi. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Astăzi gemenii sunt plini de energie și pot face niște lucruri absolut superbe legate de relația cu șefii, autoritățile și tot ceea ce ține de persoane care coordonează și organizează. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Racul astăzi are o zi destul de confuză, trebuie să recunosc, deoarece luna nouă se produce în semnul Berbecului. Luna este guvernatoarea zodiei tale și când trece prin semne de foc, vibrația focului cu vibrația apei dau naștere la sfârâieli. Imaginează-ți un cărbune încins aruncat în apă, cum face? Și astăzi, dacă ai o stare de agitație sau de insomnie sau de nervi inexplicabili, nu fi surprinsă sau surprins. Uite, aici e explicația. E luna nouă, dă vina pe ea pentru că țipi la oameni. Glumesc, desigur. Am și eu ascendentul în rac, deci îmi permit să glumesc mai mult despre rac. Ok, deci pregătește-te să ai o zi destul de intensă, cu stres, cu emoții și nervi care mai pot scăpa de sub control. Și atunci, spre seară, ai voie să te recompensezi pentru o zi tensionată cu ceva bun care îți face plăcere. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Plin de forță, luna nouă pe semnul berbecului, soarele este implicat în acest aspect de luna nouă, soarele, guvernatorul zodiei tale, se simte ca peștele în apă în semnul berbecului, dar îți va aduce și exces de adrenalină, așa încât pregătește-te pentru o zi în care să sari de la o idee la alta, o să-ți lipsească puțin coerența și dacă nu-ți planifici cu atenție pașii zilei, agenda zilei, s-ar putea să ai o zi un pic cam haotică.
Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioare. Când pars fortune, punctul norocului, face un aspect ultra benefic cu luna de pe cer, atunci nu pot să-ți spun decât următoarele lucruri. E o zi în care e bine să iei decizii. Este o zi în care ce hotărăști te va susține 6 luni de zile de acum încolo și este una din acele zile în care ai foarte multă intuiție, așa încât mergi pe instinctele tale. Bazează-te pe ele. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi balanța este preocupată de zona finanțelor. Poate ai de achitat niște taxe, niște amenzi, niște... nu că le-ai primit, ci poate e timpul să le achiți. Poate trebuie să verifici contul bancar, ai niște plăți restante acolo. Deci verifică ce ai de făcut pe această zonă financiară, că ai de lucrat anumite situații. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Pluton în sfârșit începe să facă și el și ea, de fapt că e de vibrație feminină, începe să facă și ea aspecte cu celelalte planete. Știi bine, săptămâna trecută vorbeam despre faptul că Pluton e fără direcție, a fost câteva zile, ceea ce te-a făcut destul de haotică sau haotic, nu știi unde te afli, nu știai ce ai de făcut. Ei, acum uite că lucrurile încep să se mai miște și uite că acum încep să știi cam ce vrei și este o zi absolut superbă să-ți stabilești pașii de acum încolo pe care i-ai de urmat. E timpul să lași trecutul în urmă sau pe cineva din trecutul tău în urmă și să înțelegi că anumite lucruri ajung la sfârșit și există un nou început în toate. Dar nu o lua de la capăt în poveștile alea. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Astăzi ai de rezolvat ceva legat de o casă, de un domiciliu, de un imobil. Poate ai de reparat, poate ai de curățat, poate ai de meșterit ceva. Este o zi foarte bună în care poți să iei niște decizii importante privind vânzările sau achiziții. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Capricornii trebuie să aibă grijă la două lucruri. Gelozie, s-ar putea să-ți scape emoțiile de sub control și să spui lucruri pe care nu ți le-ai dori în mod normal. Și relația cu autoritățile, mai ales cu băncile. Deci este foarte important să ai grijă la această relație pentru că poate să îți aducă unele conflicte. În schimb, ai foarte multă inspirație și creativitate, ceea ce va compensa din plin această zi. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Astăzi este o zi foarte bună pentru muncă, pentru începerea de noi proiecte în sfera activităților pe care le prestezi în vederea obținerii unui salariu. Cineva s-ar putea să-ți propună o colaborare. Îți recomand nu te grăbi să dai un răspuns imediat pentru că se mai schimbă puțin datele problemei în următoarele zile. În schimb, iau un calcul, nu o refuza din prima secundă și să vezi cum se așează lucrurile încetul cu încetul. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi intuiția voastră este la cote maxime și simțiți foarte mult nevoia de libertate. Numai că trebuie să ai grijă la modul în care comunici cu cei din jurul tău, pentru că uneori stilul prea direct poate să ia prin surprindere sau poate să-i bulverseze puțin, așa încât mai multă diplomație nu strică. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei. Vă doresc să aveți o lună nouă cât mai frumoasă. Ascultați filmarea despre luna nouă pentru că aflați lucruri interesante despre un ritual foarte ușor de făcut, dar folositor vouă. Pe curând să ne vedem cu bine și la alte filmări.